Hei, adunarea toată lumea, am vești pentru voi. Serios? Spune, mami, spune. Am decis să mergem într-o excursie împreună ca familia. Nu, te rog, nu mă pedepsi. Eu m-am pus să arunc fardurile în WC-ul. Și tu de ce m-ai ascultat? Pentru că mă sperii. Nu te îngrijora, nu este o pedeapsă. Ia stai, tu mi-ai aruncat farfuriile? Eu am crezut că Iulian mi le-a aruncat. Evident, dă vina pe fratele mai mare. Nici o grijă pe el, mami, cu toții mai greșim. Poftim, pe mitică de ce nu-l pedepsești? Nu e corect, și eu sunt tot doar un copil. La cum te comporți, chiar da. Super, mami, unde mergem în excursie? Haideți că vă fac eu rost de bilete în Barcelona săptămâna viitoare. Dar acum nu pot să pierd meciul ăsta. Tu poate ratezi meciul, dar eu nu ratez cu mătura niciodată. Nu mergem la nicio Barcelona, mergem în excursie. Știu eu un loc în pădure. Îl foloseam să ne ascundem de inamici când eram în armată. Ce loc, bunicule? Ai trăit în scaunul ăla mai mult de jumătate de viață. Nu e ca și cum tu te miști vreodată din fața calculatorului. Păi și ce o să facem în pădure? Păi vom ridica corturile și vom face un foc de tabără și o să spunem povești de groază. Și vom vorbi cu animale ca în cartea junglei? Deja vorbim cu tine, mitică. Eu sunt animal? Uite-te la bunicul cum sfărăie. Dar de ce ai vrea să plecăm în excursie? Ca să petrecem mai mult timp împreună. Și în plus, casa asta este plină de gândaci. Și când te gândești că trăim în aceeași casă cu un exterminator de gândaci. În timpul serviciului, inamici. În timpul liber, prietenii mei. Eu ți-am zis să nu te măriți cu el. Și de ce trebuie să mergem fix în pădure? Nu putem să ieșim și noi în oraș ca restul oamenilor. Pentru că pădurea nu ai semnal sau internet și te deconectezi de tot ce înseamnă tehnologie. Ce? Adică eu nu o să mai pot să-mi folosesc gadgeturile ca să intru pe contul lui Iulian de Instagram și să-i postez prostii? Deci tu erai. Măcar pot să iau și televizorul. Ai nebunit? Nu luăm nimic cu noi. Abia aștept să ne plimbăm prin pădure. O să fie așa de frumos. Neapărat trebuie să luăm și pe mitică cu noi? Da, și nu mai comenta atât. Ar trebui să ne bucurăm de drumeția asta. Este prima și ultima oară când plecăm ca și familie. Din fericire. Și dacă ne atacă un animal sălbatic? Nu-ți face griji, îl avem pe bunicul cu noi. O să sperie toate animalele cu sfărăitul lui. Așa e, dragă, eu am fost prima și ultima persoană care a îndrăznit să se apropie de tine. Pentru că bunicul este mare și puternic și sperie lumea? Și asta, dar și pentru că miroase ciudat. Când plecăm? Păi, chiar acum. O, imediat ce se termină repriza. Poți să iau măcar telefonul cu mine? Nici să nu speri. Auziți? Putem să o chemăm și pe Mitica? Nu, dragule, asta e o excursie doar cu familia. Și câinele lui Mitica face parte din familie. Hei, nu mai vorbi așa de Mitica. De fapt, sincer să fiu, se comportă puțin ca un câine. Odată m-am mușcat. Bunicule, nu mai suntem în război. Nu se mai folosesc bombe atomice. Ok, mirosul ăsta e singurul lucru care mai mă face să mai stau aici. Hai să mergem. Uitați încă un motiv să plecăm. Toată lumea să-și facă bagajul. Acum! Uitați, copii, trageți aer în piept să vedeți aer curat. Ce miros așa urât! Bunicule, ce mi-ai făcut de data asta? Nu este de la bunicul copii, este de la natură. Aici miroase ca în camera lui Iulian. Haha, ce amuzant ești, mitică. Ce frumos e în pădure. Mi-aduce aminte de planeta de pe care vin eu. De pe ce? Nimic? Gata cu vorba, hai să ridicăm corturile. Lăsați că vin eu să vă ajut. Un veteran bătrân știe cum se montează un cort. Nu, bunicule, ești bine? Nu-ți facem probleme, mitică. Facem progres. Ultima oară când vrea să ridice era să leșine. Cine era, mă, să leșine? Era doar o tactică învățată în război. Ce tare! Cum se numește tactica? Să minți. Tata o aplică des. Mereu promite că mi-o înghițată, dar nu mi-o niciodată. Nu-i vina mea că se lungește mereu repriza. Hello! Ajutați-mă să fac corturile astea dacă nu vreți să dormiți aici în noroi. Lasă, că lacă de porci sunt, se obișnuiesc repede. Ce urăsc asta. Unde tu calculator? Unde tu muzică? Unde tu jocuri? Of, Iuliane, te plângi mai rău decât bunica. Bunica este pe jumătate adormită. Vezi cum vorbești, tinere? Eu niciodată nu dorm. Mereu am un al treilea ochi deschis. Degeaba vezi cu trei ochi. Tu n-ai putut să te alegi un sos mai frumos. Da, nici fica mea nu a făcut o treabă prea bună. Putem să mergem la vânătoare? Vreau să mănânc carne de căprioară. Imediat ne poate. Stai să scot arma și pornim imediat. Bunicule, rămâi acolo,
Că mie că dacă te mai miști, nu mai scap doar cu o durere de spate. Tată, nu mai dai idei copiilor. Îți zic pentru a mia oară. Hai să facem o dată coturile alea. Aoleu! Ce s-a întâmplat? Nu găsești arma bunicului? Da-și mă, copilule! Unde sunt corturile? Ah, ce ai făcut cu corturile? Nimic. Cum adică nimic? Atunci de ce nu sunt aici? Asta e și ideea. Nu am făcut nimic cu ele. Nici măcar nu le-am luat de acasă. Ce? Tu ești imbecil? Nu se poate mai rău de atât. Eu îmi chem agenții să plec de aici. Ah, da. Nu avem telefoanele. Ce? Agenți? Ce te zici acolo? Ehe, prietenii imaginari, lăsați-o, e vârsta, tinerețea. Da, hai mai bine să facem un foc să ne încălzim. Ia ziceți, aduc lansatorul de flăcări? Da. Nu vrem să incendiem pădurea. Atunci vom folosi metoda clasică, cu două bețe și o piatră. Eu nu cred că funcționează așa. Yes, vreau să văd asta. Hai mă, odată! Dă mie să fac dacă tu nu poți! Nu! Asta e treaba pentru bărbați! La ce bărbat ești tu? Dă mie să încerc! Vă arăt eu cine-i bărbat aici! Da? Mai vedem noi! Încep să cred că aruncătorul ăla de flăcări nu era chiar așa de rău. Încearcă cu bricheta asta. Ce fată deșteaptă are mama. Mereu se gândește dinainte. Nu face totul la plezneală și se grăbește așa ca voi. Ce? Pe iau alinți? Ultima dată când ți-am dat eu brichetă m-ai pedepsit. Ai zis că fumez? Da, dar de la tine am așteptări, pentru că tu ești mai mare. Ha, ha, ce glumă bună! Are 20 de ani și tot cu părinții trăiește. Lasă-l, a călcat pe urmele mele. Așa eram și eu la 20 de ani. Da, ce mai model de urmat. Eu eram de vârsta lui Mitică când am condus prima oară tango. Dragule, nu mai exagera atât. Ai dreptate, eram mai tânăr de atât. Mami, am și eu voie să merg în tang? Dacă stau să mă gândesc mai bine... Cred că ar fi fost ok să dormim în tank. Da, se pare că bunicul nu e chiar atât de inutil. Aveți încredere în bătrâni, că ei știu mai bine ce fac. Dacă știau așa de bine ce fac, poate terminai și bluza aia, că lucrez la ea de 3 ani de zile. Arată puțin respect, că acum eu nu ia și-ți dau peste fund. Și unde e tankul? Auleu, l-am lăsat pe câmpul de război. Adică acasă, vrea să spună. Oh, nu se putea mai rău de atât, nu? Nu Cobi. Hai, lasă-mă cu prostiile tale. Auzi tu, nu Cobi. Ce-a fost asta? Calmați-vă, e doar bunicul care a dormit. Credeam că e un animal sălbatic. Păi nu te-ai înșelat. Insectele astea. Hai să chemăm deratizarea. Eu, m-a chemat cineva? Nu mai contează! E mai rea de ratizarea decât insectele astea! Puiul, mami, te rog, spune că ai adus și spray de gândaci. Ah, am uitat complet de gândaci. Ha! Nu ești atât de deșteată pe cât te crezi. Aveți o problemă cu insectele? Stați că trage moșul un gat, să vedeți când dispar, frate. O să picăm și noi ca muștele dacă faci asta. Te rog, nu mai da încă un părț. N-ați rezistat niciun pic în armată. M-am plictisit. Hai să facem și noi ceva amuzant. Îți zic eu o poveste de când eram eu fecior. Poveștile tale sunt plictisitoare câteodată, bunicule. Am o idee. Hai să spunem povești de groază. Până la urmă și poveștile de groază și poveștile lui bunicu sunt la fel de false. Da, eu vreau povești de groază. Hai măi, nu am adus pampers de schimb. Dar sunt mare, nu am nevoie de pampers. Mă refeream la tatăl vostru. Povești de groază? Hai mă, tati, nu spune că ți-e frică. Până și Mitica e mai curajos decât tine. Hai mă, tata, că sunt doar povești. Pe vremea mea, poveștile erau adevărate. Nu porcăreile astea de acum. Nu știam că trăiai în basme. Liniște, încep povestea. Ia asta. Pentru ce? Aprinde-o și ține sub față. O să fac un efect mai creepy. Bine. De ce i-ai dat lanterna aia falsă fratelui tău? Aș da orice numai să-i mai iau un țipătul ăla odată. Bine, trebuie să recunosc. A fost amuzant. Țip ca o fetiță. Ba nu. Ba cam da.
Nu și tu, bunico. Mai spui povestea toată sau nu? Era o familie într-o pădure exact ca asta și stăteau liniștiți, vorbeau, râdeau, glumeau în jurul focului. Și s-a lăsat seara. Toată lumea s-a culcat. Deodată, hua! Se aude un țipăt. De ce să iau o lanternă? Una adevărată de data asta. Și au plecat să vadă de unde a venit zgomot. Când au ajuns la sursa țipătului, acolo era un ucigaș cu un topor și cu o mască care i-a omorât pe toți! Hai mă, tati, pe bune! Dragule, e doar o poveste, nu-i nimic mai mult. Nu-i de ce să țip ca o fetiță. Doar mie mi-e frică de ucigaș? Ucigaș? Unde? Putem să fim de acord cu toții că Iulian are cele mai stupide povești? Da. Da. De trei ori da. Știu eu o poveste mult mai bună. Mitică va spune o poveste. A fost odată, tot o familie, tot într-o pădure ca asta, și se distrau până a venit o fantomă să-i sperie. Opa! Unde te crezi? Ce, nu strigam ca pe stadion? Are cura la fel de mare ca al lui taică-tu. Mami, îmi e frig. Oh, puiul mami, rezolv imediat. Tată! Ce, mă? Ce vrei? Dă-mi pătura de lângă tine. Da, mă, acum așa, da. Lasă, dragule, că stricotez eu una chiar acum. Grozav, mai stăm încă 100 de ani să o așteptăm pe bunica să termine pătura de făcut. Nu o vreau pe aia. Of, poftim puiul mami. Bunico, pe tine cum de nu te doare spatele ca pe bunicu? Poate pentru că nu are nici mai burta să o care după ea. Dar chiar că a venit vorba, haide să mâncăm ceva. Yay, mâncare! Dragă, am cam uitat să spun ceva. Nu-mi spune. Tu cumva ai... Da, a uitat mâncarea. Știam eu că tacticile de război mă vor ajuta cândva. Hai să vă învăț să faceți o tocană de insecte. Iu, mami, putem să mergem acasă, te rog? Sunt de acord. Și eu. Haideți, plecăm toată lumea. Nu mai suport locul ăsta. Deci, cum vi s-a părut excursia? Cred că glumești, nu? A fost groaznic. Voi ăștia mici nu rezistați deloc fără gadgeturile voastre. Auzi tu, spray, pătură, lanternă. Hai, bunicule, că nimeni în afară de tine nu a fost Tarzan aici. Dacă mai stăteam doar puțin, omoram un urs, aveam și ce să mâncăm și cu ce să ne învelim la noapte. Iac, nu vreau carne de urs. Ha, eu mâncam și... Ba da, bunicule, ne-ai mai spus, mâncai orice. Nici nu v-am zis când a făcut focul, doar cu frunze și o lupă. Atât avea. Dar după m-au atacat maimuțele din copaci. Ce? Maimuțe? În pădurile noastre? Ha. Chiar nu mai am chef de tine acum, sunt așa de obosită. Ți se duce tinerețea, fata mea. Și eu sunt obosit, cred că sunt mă culăpățin. Ți s-a dus tinerețea de mult. Bunicule, dar tu deja dormi mereu. A dormit așa mult în timpul călătoriei încât puteai să-l consideri bagaj. Nu chiar, un bagaj era mult mai util. Data viitoare nu-l mai luăm pe bunicul. Nu știți ce pierdeți. Lăsați, că mai bine e acasă. Casă, dulce casă. Ai uitat de gândaci. E pe mine! Dă-ți-l jos, vă rog! Stai, pui, mami, nu te mișca! A fugit! S-a așezat pe păpușile mele! Mă ocup eu! Hai aici! Vedeți voi ce vă așteaptă! Am un loc mult mai bun data viitoare! Dacă nu v-a plăcut, data viitoare alege tatăl vostru destinația. Drept la Barcelona! Vai de mine, ce-a pățit copilașul meu? Păi, tu ești alergică la tata, Iulian la fete. Bunica e alergică la gura lui bunicu? Cred că am alergie la gurița aia. Tata e alergic la... Gol! Iar bunicu e alergic la plas. Don't make me